Vă super pupice și bine ne-am regăsit într-un nou episod de vlog. În scurt timp ar fi trebuit să plec de acasă pentru că aveam o întâlnire, însă mi s-a schimbat programul și întâlnirea s-a pus mai târziu. Astăzi îmi propusesem să nu merg la sală pentru că nu aveam timp, dar cum mi s-a schimbat programul, voi face antrenamentul acasă. Și voi m-ați întrebat de foarte multe ori ce fel de exerciții fac acasă, cum este antrenamentul meu de acasă, așa că am zis că este momentul perfect să facem antrenamentul meu de acasă împreună. Și cum am primit și un coleg de la Gym Beam, mergem să vedem ce este în el. Nu, mergem să vă arăt ce este în el, pentru că eu mi-am băgat un pic nasul și știu ce mi-am comandat. Și cred că voi reuși să mă și folosesc de câteva chestii noi pe care le-am acolo. Trebuie doar să mă schimb, pentru că am găsit deja mare. Nu v-am spus, dar să știți că am avut o perioadă în care eu am super lenevit și nu am fost la sală. Iar ieri m-am reapucat de treabă și a fost horror, pentru că întotdeauna prima săptămână de antrenament este... În data asta mi-am comandat niște chestii super, super drăguțe de la ei, de la Beast Pink. Super drăguțe. O să vi le arăt. O bluziță de la ei, pe care o mai vreau și într-o altă manță, că nu mai eram în mine. Niște alune, un elastic. Eu am varianta level 2, de exemplu, și level 1. Și de asta mă voi folosi sigur astăzi. Mi-am dorit foarte tare să încerc și alt tip de coardă față de cel pe care l-am eu. Cred că asta o strop mai tare dacă mă doresc. Așa, și niște chestii pe care știu că mi-a dat Ștefan. Doamne, cât este de grăbuță butelcuța asta, mor. O mângâie este foarte, foarte drăguță și adorabilă și huge. Dacă eu reușesc să beau toată apa asta de aici, sunt tare. E gata setup-ul pentru antrenament. După încălzire urmează cardio și de obicei acasă sar coarda. Deci, încălzire, cardio și vedem după ce facem. Exercițiile de cardio, nu am lăsat aici tot timpul pe care l-am făcut de cardio pentru că fac 100 de sărituri a câte 3 serii și ar fi durat prea mult, așa că v-am lăsat doar puțin. Iar acum voi trece la exerciții și voi începe cu exercițiile de fesier pe care le fac eu acasă, fără greutăți, doar cu greutatea corpului și ce accesorii mai am eu. Voi lua acest elastic pe care îl pun deasupra genunchilor, este de level mediu. Și voi face geno 20 de repetări, 4 serii și mă voi lăsa în geno. Geno.
Acum voi trece la următoarele exerciții care vor fi legate. Vor fi 10 repetări de fiecare exercițiu și 4 serii. Gata, părul meu e razna. Ok, acum că am terminat cu cel de-al doilea exercițiu, forma din mai multe exerciții, trecem la cel de-al treilea și ultimul pentru fesiere pe care îl fac astăzi, după care voi face niște abdomene și that's it! Am terminat antrenamentul de astăzi cu 3 exerciții, a câte 30 de repetări, 2 serii. Ei bine, dragii mei, acesta a fost episodul de astăzi, acesta a fost antrenamentul meu de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut episodul. Iar noi ne revedem tot aici pe canalul meu de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook și Twitter, cu episoade noi pe YouTube. Fresh și cool! Peace.